salut și bine ați revenit pe canalul de YouTube Pasiune și Natură. După cum vedeți, din nou la pescuit, vreau să vă arăt ce folosesc eu pentru o atracție mai mare la cârlig, în afară de momeală. Pentru o atracție mai mare, eu îmi fac săculeți solubili cu un mix de peleturi. După cum se vede, de diferite mărimi, diferite arome. Cum le realizez, am nevoie de un foarfece. Săculețul solubil. Iau în mână o cantitate, cam cât o linguriță, le introduc pe acest tub. Sunt deja în capătul tubului, după care las săculețul în jos. Trag de săculeț. Îl așez puțin. A, se vede? Îl răsucim. Și vom face un nod. După care vom dubla acest nod pentru următorul săculeț. Iată. Aici, între cele două noduri, vom tăia foarfeca. Nu e complicat. Avem un săculeț. Acest săculeț îl agăți pur și simplu cu cârligul de o parte și îl lansezi în apă. Cam acesta a fost exemplificarea unui săculeț. Eu voi continua cu montarea săculeților pentru că am rămas fără și am nevoie. Aveți grijă când agățați săculețul cu cârligul, cârligul să nu fie ud, pentru că nu o să apucați nici să aruncați. Se va topi. Iată, prieteni, că săculeții funcționează. Un pește a fost interesat de săculeți și sunt îndrâi. S-a dus, a găsit un cotlon într-un copac și s-a dus. A rupt montura. Se mai întâmplă. De data asta a câștigat el.